Acum să vedem Explorer-ul. Cum arată și ce fel este organizat. Sau ce fel sunt organizate directoarele uzuale. În partea de sus avem o căsă de căutare cu ajutorul căreia putem căuta foarte ușor în conținutul unui director. De exemplu, dacă ne aflăm într-un director unde sunt foarte multe fișiere, ca să nu mai stăm să căutăm ceva anume, putem tasta direct aici părți ale numelui sau detalii de acest tip. În partea stângă avem directoarele cele mai uzuale, desktop de exemplu. Ce vă sfătuiesc eu este să schimbați locația acestora, astfel protejându-vă fișierele în cazul în care sistemul de operare nu mai pornește. Cel mai indicat ar fi, de exemplu, pe D, pe altă partiție decât cea cu sistemul de operare, deci Windows-ul meu e PC. Pe D, eu îmi țin și desktop-ul, și documentele, și muzica, și tot. În cazul în care mi se strică sistemul de operare, pot formata CEO-ul fără nicio grijă, datele mele aflându-se pe D. Chiar și programele care necesită o configurare mai laborioasă, de exemplu Firefox, mie mi-a foarte mult să-mi configurez Firefox-ul sau, nu știu, Pigeon. Le țin în format portabil pe D. Cum facem să modificăm locația, de exemplu, a desktop-ului sau a, nu știu, Downloads, Music? Haideți să vedem. Mergem pe C, Users. Numele userului pe care l-am creat pentru noi, în cazul meu e asta, computerică. Și desktop, da? O să aleg desktop-ul. Deci mergem la Properties, clic dreapta pe Desktop, Properties. Și la Location. Voi schimba adresa de aici. Să pun D. Apply. Sunt de acord să mut toate fișierele din locația veche în cea nouă, adică locația veche fiind C Users Desktop, în locația pe care am introdus-o mai devreme. Yes. Ok, și după cum puteți vedea, fișierele din locația mea desktop, sau, mă rog, direct singurul director care era acolo a apărut pe desktop. La fel puteți face și cu Downloads. Schimbăm locația. În cazul meu, download se află pe Apply. Acum, dacă merg pe Downloads, am navigat direct în Downloads. Pe desktop, la fel. Și, practic, îmi voi accesa folderele mele când fac click pe Desktop, Downloads, Recent Places. Recent Places e pe unde am mers eu cel mai frecvent. Documents. La fel și pentru Documents. Mergem iarăși în C. Deci toate pot fi schimbate în felul acesta. Mergem iar la Users. De exemplu, My Documents. Properties. Location. De exemplu, My Documents meu este D. Da? Și practic acum, când voi apăsa Documents, voi fi trimis direct către My Documents. Și astfel My Documents nu se mai află pe C, ci pe altă partiție, fiind astfel protejate de o cădere a sistemului de operare. Putem scrie direct pe disc anumite fișiere. Nu o să intru în detalii aici.
Interesante și modul în care pot fi afișate iconițele dintr-un director, acum fiind mai multe posibilități de a alege. De exemplu, content, tiles, details, list, small icons, medium icons, large icons și extra large icons. Practic e ca și cum ai schimba rezoluția, ca să zic așa. O să las cum erau inițial. Spre exemplu, dacă avem și imagini, putem deschide o mică fereastră pentru previzualizarea imaginilor. De asemenea, la Organize avem direct acces la funcții de copy, paste, deci copiere, lipire, tăiere, undo, o mică, mă rog, configurare, să zicem, a layout-ului ferestrei. De exemplu, putem ascunde meniul sau preview pane, adică panoului de preview. O chestie interesantă prezentă în Windows 7 este faptul că, de exemplu, atunci când copiem un fișier, putem vedea și rata de transfer a acesteia. Apăsând aici More Details, putem vedea și rata de transfer. Evident, un timp aproximat, câte fișiere s-au copiat și câte au rămas de transferat. Aceasta este o chestie destul de interesantă, după părerea mea. O altă chestie interesantă din ferestrele Explorerului este caseta de adrese. De exemplu, dacă facem un click în afara textului, avem adresa completă și copiabilă a directorului în care ne aflăm. În schimb, dacă facem, de exemplu, click pe o anumită porțiune a adresei, vom fi trimiși direct în directorul respectiv. De exemplu, făcând click aici, voi merge direct în Downloads. Vedeți? Deci pot accesa individual sau direct anumite directoare din adresă. Și aceasta consider că e o funcție destul de interesantă și foarte utilă. Permite navigarea mult mai ușoară prin directoare decât făcând click pe un butonaș up. Evident, funcția de Up on Directory este încă valabil. De exemplu, dacă apăsăm Backspace, suntem într-un director și apăsăm Backspace, vom fi trimiși cu o locație mai sus, ca să zic așa. Cam atât despre Explorerul Windows 7.